Deschidem Sfânta Scriptură la textul pregătit în calendar pentru seara aceasta. Am rămas la textul din calendar. Subtitlul acestui text este Armătura Duhului Sfânt. Titlul predicii e diferit, dar din același text. Efeseni 6, de la 10 la 18. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Din textul pregătit în calendar, care conține armătura Duhului, am stat înaintea Domnului ca să primesc un mesaj care să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și acest mesaj l-am intitulat Plin de pace în mijlocul războiului. Și mi-am dat seama că se potrivește 100% cu mesajul despre care n-am știut și pe care fratele Roberto l-a adus în seara aceasta, despre dulceață și amărăciune. Plin de pace în mijlocul războiului. Un paradox, o ciudățenie, termeni care se contrazic. Dulceața se contrazice cu amărăciunea, pacea se contrazice cu războiul. Dar cumva amândouă lucrează împreună și facem parte din amândouă. Cum să fii plin de pace în timp ce ești în război? Cum să ai pace în timp ce te lupți? În primul rând, realizez că nu sunt în război cu oamenii. Primul lucru care îl realizez este că nu sunt în război cu oamenii. Versetul 12, prima parte, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. În cele mai multe cazuri, luptele sunt între oameni. Când te cerți, cu cine te cerți? Cu nevasta? Cu bărbatul? Cu copilul? Cu fratele care stă lângă tine, că a zis ceva sau a făcut ceva? Cu cine te cerți? Cu oamenii te cerți. Și pentru că te cerți cu oamenii, ai impresia că războiul e împotriva oamenilor. Și că această luptă e împotriva cărnii și sângelui. Și scoatem sabia și vrem să tăiem și să rupem. Primul lucru care trebuie să-l realizăm este că nu suntem în război cu oamenii. Dacă știu că nu sunt în război cu oamenii, o să am pace. O să am pace. Acum cineva va zice, dar totuși între oameni apar discuții. Totuși oamenii pot fi
folosiți sau manipulați de cel rău. Yes, 100%. Omul poate fi folosit și manipulat de cel rău, mințit de cel rău, folosit de cel rău. Yes, un om credincios, un om pocăit, un om care vine la biserică. Yes, tocmai nevasta. Yes, tocmai soțul. Yes, tocmai un frate sau o soră din biserică. Poate la un moment dat să fie folosit sau folosită de Dumnezeu și manipulat. Ca să te ispitească sau ca să crezi că trebuie să intri în război cu el sau cu ea. Uitați, în Scriptură îl avem pe Sfântul Petru, fraților. Trebuie să recunoaștem că totuși Petru nu a fost ultimul, nici cel mai slab dintre apostoli. A fost, de fapt, în frunte și cel mai aproape. În Matei 16:23, după ce Petru face cea mai minunată, cea mai completă, cea mai reală afirmație despre Hristos, când spune: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Domnul Hristos spune: ferice de tine, Petru. Felicitări, Petre. Numai Dumnezeu, numai Duhul Sfânt a putut să descopere lucrul ăsta. Nu-i de la tine. Ce spui nu-i de la tine, este de la Dumnezeu. Și când dumneata și eu declarăm împreună că Iisus Hristos este Domnul și că El este Fiul lui Dumnezeu, asta vine de la Dumnezeu. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Astea sunt inspirația Duhului Sfânt. Dar în același context, în aceeași conversație, Petru iară vorbește. Și el crede că e călăuzit de același Duh, că doar el a fost la câteva minute mai târziu. În același context, în aceeași discuție, Domnul vorbește despre patima lui, despre faptul că trebuie să ajungă la Ierusalim, să fie dat în mâinile oamenilor, să fie omorât. Când aude Petru, vai Doamne, să te păzească Dumnezeu să se întâmple așa ceva, dar nu se poate așa ceva. Și atunci Iisus s-a întors și a zis lui Petru, Matei 16:23, înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Petre, gândul tău care vrea să mă oprească de la calvar și de la cruce, gândul tău care vrea să oprească jertfa și mântuirea oamenilor, îi de la Satana. Yes, e de la diavolul. Gândul ăsta e un gând omenesc, nu-i de la Dumnezeu. Înapoi a mea, Satanu. Acum dați-mi voie să vă spun că nu prea se aplică cuvântul ăsta și metoda asta azi, pentru că nimeni nu mai poate opri jertfirea Domnului. Domnul a fost jertfit, mântuirea s-a realizat, dar s-ar putea cineva să oprească mântuirea altuia. Să nu-l mai oprească pe Domnul, că nu-l mai poate opri, dar să oprească mântuirea altuia. Și dacă face lucrul ăsta, face geabul diavolului. Iată-l tot pe Petru, fraților, pe Petru, călăuzit de aceeași gândire. Mai târziu, în Ioan 18:11, Iisus a zis lui Petru: Petre, bagă sabia în teacă. Bagă sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Petre, iară te bagi în business-ul care nu e a tău. Iară vrei să oprești mântuirea și salvarea. Prima dată prin cuvinte. Ai zis, o, să te păzească Domnul, să nu cumva să ajungi la cruce. Petre, tu nu înțelegi, nu-ți dai seama că eu de asta am venit pe pământ?
De asta a venit Hristos Domnul ca să se jertfească. Gândurile astea sunt de la diavolul, înapoi a mea satanul. Și atunci Petru a doua oară, numai cu vorba, acum scoate sabia, rezolv eu problema, nu trebuie să ajungă Hristos la cruce, să nu fie prins. Petre, Petre, a doua oară, bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea eu paharul? Și celelalte evanghelii explică și alte cuvinte, cine scoate sabie de sabie va muri, și toate s-au petrecut în același context. Fiecare a spicuit ceea ce a simțit el că trebuie să scrie din conversație. Dacă cineva vrea să oprească, vroia să oprească jertfa Domnului, era de la diavolul. Acum, dacă cineva ar vrea să oprească mântuirea altcuiva, dacă tu ești o pricină de potignire sau piedică pentru cineva ca să fie mântuit, nu te folosește Dumnezeu, nu-i de la Dumnezeu, e de la diavolul. Și dacă cineva ar îndrăzni cândva să-ți spună înapoi a mea satanul, cum ai reacționa? Cum ai reacționa? Dacă ți-ar spune păstor lucrul ăsta, eu n-am zis la nimeni niciodată, nici nu o să zic niciodată, dar fi trebuit să zic. Dar dacă aș fi zis, n-ar fi călcată la biserică, never. Că nu mai sunt oameni pocăiți ca și Petru care să zică, mă, poate e un adevăr aici, undeva greșesc, cum să-mi spună mie Mântuitorul înapoi a mea satanul? Petru a avut ocazia să se verifice și Petru a rămas cu Domnul. Și a rămas cu Domnul și după ce a spus, bagă sabia în teacă. Și a rămas cu Domnul și după ce s-a lepădat bietul Petru. Și a rămas cu Domnul și după ce a fost iertat. Și a rămas cu Domnul până la moarte, că i-a venit și lui rândul mai târziu ca să se jertfească. Frați și surori, diavolul poate să folosească oamenii și să împiedice mântuirea altora sau mântuirea copiilor sau tinerilor. Prin acțiune, prin vorbă, prin fapte, avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu, iubiți frați și surori. Noi trebuie să rostim cuvintele Duhului care aduc viață, care aduc binecuvântare și care aduc mântuire. Și să nu permitem diavolului să influențeze gândirea și mintea, și oricare dintre noi este vulnerabil. Ai grijă, fii atent, dar să știi că nu ești în război cu oamenii. Noi nu suntem în război unii cu alții, chiar că uneori pare lucrul acesta. Să știți că în spate este diavolul care pune gânduri care nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Dacă vrem pace, să avem pace în mijlocul războiului, trebuie să realizăm că războiul nu-i cu oamenii. În al doilea rând, trebuie să conștientizez că sunt într-un război duhovnicesc. Dacă nu-s cu oamenii, totuși sunt într-un război. Yes, sunt într-un război. Fii conștient de lucrul acesta. Versetul 12, partea a doua. Împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată că suntem în război, dar suntem în război duhovnicesc. Nu suntem în război fizic, nu suntem în război cu pumnii, nu suntem în război cu armele, cu tunurile, cu tancurile și cu avioanele de război. Suntem într-un război duhovnicesc. Trebuie să realizăm lucrul acesta. Unii vor numai dulceața, numai gustul de miere. Va, ce frumoasă Evanghelia, ce nice. M-a mântuit Domnul, m-a iertat și de acum mă duc și totul e relax. E o vacanță continuă, fraților. Viața spirituală e un război. E un război duhovnicesc. În fiecare zi ești atacat. La nivelul gândurilor, la nivelul firii, a trupului. Cu ispite și cu tot ce poate diavolul să inventeze. Ești în război, sunt în război. Dacă nu ești conștient că ești în război, ca sigur. De ce avem credincioși apatici, fără viață?
De ce avem credincioși care abia se târăsc? Pentru că au căzut deja. Au căzut în război. Nici nu mai luptă. Ei nu realizează că este un război duhovnicesc. De ce au ajuns firești? De ce au ajuns oamenii nepăsători? De ce le mai greu să meargă la biserică acum când te urci în mașină, pornești mașina și cu aer condiționat în câteva minute ești la biserică și ți-e greu să mergi la biserică? Și te duci la biserică și ai scaun frumos, bancă frumoasă, aer condiționat, sunet frumos, muzică frumoasă, rugăciune și cântare și ți-e greu uneori. De ce ți-e greu? Ai pierdut, ai căzut, ai ajuns să fii apatic și nepăsător. Nu-ți dai seama că ești în război și că ai fost bătut în războiul ăsta. Ai fost biruit cel puțin de jumătate. Ai pierdut bătălia. Trebuie poporul lui Dumnezeu să se trezească și să realizeze că este în război. Războiul ăsta e real, fraților. De ce pierde Biserica Domnului Hristos în zilele noastre? De ce pierde creștinătatea în zilele noastre? Pentru că bisericile sunt pline de creștini care au pus armele jos și care cred că creștinismul este o declarație dintr-o zi și apoi fiecare cu treaba lui. Și nu e așa. Nu e așa. Că în felul ăsta oamenii cad. Și după ce au căzut și slab și obosit, diavolul vine și dă o injecție din aia că îl și adorme, îl anesteziază și nici nu-și dă seama. Și se duce așa prin viață, fără să dea atenție la ce se întâmplă, să-și dea seama că e de jumătate mort. Și alții chiar de totul morți. Ca să ai pace, că de aia unii n-au pace. Au pierdut războiul. Și stulburați și neliniștiți și pe undeva zic, mă, nu-i bine. Ce fac cu sufletul meu? Ce fac cu viața mea? Cum am fost la început? Cum am fost când m-am botezat? Cum am fost când mi-a vorbit Domnul pentru prima dată? Cum am fost când am venit în America? Cum am fost? Și cum sunt azi? De ce atâta dezinteres și nepăsare și lucrurile elementare par grele pentru oameni? Chiar zilele astea vorbeam și mi-am adus aminte, făceam așa un contrast, eram oarecum dezamăgit și am zis că e imposibil cei mai mulți din tânăra generație care cresc acum în confort și mai ales cei care aveți părinți cu bani. Pe de o parte aveți un mare har și o mare dulceață, o bună dulceață, o deosebită dulceață. Dar pe de cealaltă parte e un foarte mare pericol. Un om care, sau un tânăr care nu știe ce-i sacrificiu, nu știe ce-i jertfa, nu știe ce-i transpirația. Și am zis, câți o să fie, câți o să fie, din generația asta, eu nu zic că nu o să fie, nu-mi pierd nădejdea în Dumnezeu și cred că Dumnezeu va avea oameni în fiecare generație, dar vreau să vă spun că o să fie puțini. Câți o să fie și pot să rostez nume pentru că o pleca dintre noi? Câți o să mai fie ca și fratele Trif Cornel, care a lucrat cu $3.35 la oră, care a crescut 9 copii, care și-a oplit aerul condiționat în casă ca să aibă $200 pe lună în plus să dea la biserică. N-ai de unde cu 3.35 la oră și cu 9 copii în casă, de unde să dai bani? Și să postești și să vii la lucru la biserică și să te urci pe acoperiș la 110 grade și să te cobori de pe acoperiș 5 minute la umbră, să torni o găleată de apă pe cap ca să te răcorești puțin, să nu amețești, să nu leșini că ești în post și apoi să te urci înapoi sus pe acoperiș. După 8 ore de lucru sau 10 ore de lucru, după ce ai mers la servici, ai venit la biserică și ai făcut lucrul ăsta. Și sâmbătă ai venit la biserică și ai făcut lucrul ăsta. Și seara, în fiecare seară, să mergi la rugăciune să te rogi. Frați și surori, trăim într-o lume în care pentru mulți Evanghelia e doar dulceață. E doar beneficiu.
și uită că e și război. Pentru că ne-am înscris într-o oaste și într-o armată care e duhovnicească și în acest război trebuie să biruim. Și avem nevoie, fraților, avem nevoie ca să fim echipați, avem nevoie ca să fim îmbrăcați, că în al treilea rând știu că trebuie să mă înarmez duhovnicește. Păi dacă războiul duhovnicesc, dacă diavolul pe urmele noastre, să nu crezi că cu o simplă declarație într-o seară sau într-o zi, Jesus, come into my life, please save my soul, I'm sorry for my sin, amen, God bless you, go home and be happy ever after. Cu o simplă declarație, într-o zi, într-o seară, ia, aia e începutul, așa se începe, dar pentru unii aia e începutul și sfârșitul. Cu o simplă declarație, nu ești biruitor, că ai mers afară și ai căzut la prima. Trebuie să știi că războiul duhovnicesc și trebuie să te îmbraci, să te echipezi. Asta spune Scriptura. Trebuie să ne echipăm. Versetul 14. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. De aceea luați. Luați. Asta înseamnă că există și trebuie să iai. Și ne oprim la 6 lucruri care există și trebuie luate. Nu zăbovim mult la ele și facem și o prezentare fizică aici, o simbolizare a ceea ce prezentăm. O să avem și pe ecran, dar o facem și aici, un pic, îi ajutăm și pe copii și pe adulți și pe tineri să înțeleagă oarecum mai bine, deși că nu e așa de mare lucru. Dar Apostolul Pavel, când a scris aici, el a folosit imaginea unui soldat, unui luptător roman, care era bine echipat pentru război și el a folosit piesele acelea din armură, din echipamentul militar, le-a folosit și le-a spiritualizat. Să începem cu prima, cu adevărul. Și o să avem un băiat aici care ne ajută, Silas, dacă vrei. Do you want to come, Silas? Can you come and please help me? Oh, here it is. Wow, your brothers. No, he's the one. He's the one. No, he's Silas. Are you Silas? Is that your brother? See, you look the same. It's like twins. Wow. When I saw him there, I said, that's Silas. God bless you, Silas. Okay? So, începem cu brâul. Brâul despre care I'll help you. I'll try. I've never done it. N-am făcut treaba asta niciodată, dar e ușor. Brâul este ceea ce ține totul împreună, toate hainele lui le ține împreună, le ține la loc, mai ales că ei aveau haine din alea lungi, dacă nu le ții împreună, te încurci în ele. Ok? Primul e adevărul. Asta e o armă duhovnicească. Nu-i, n-are glonțe. Brâul. Al doilea e neprihănirea, platoșa. Să vedem dacă ți se potrivește. Nici nu știu exact cum se pune, dar cred că așa. I think this. Wow! Ah. It's okay, just don't move. Platoșa neprihănirii este neprihănirea pe care Domnul ne-o dă prin credință. Râvna Evangheliei păcii, încălțămintea, aici nu-i chiar încălțămintea, e ceea ce protejează picioare. Can you do this? It's too hard for me. Yes, you can do it. Râvna Evangheliei păcii, adică dorința, pasiunea de a sluji, de a merge, de a păși, de a înainta pe calea credinței,
pe calea Evangheliei, de a merge de la punctul A la punctul B ca să duci Evanghelia. Acum mulțumim Domnului că Evanghelia se duce pe calea undelor prin televiziune, Domnul să binecuvânteze Credo, prin televiziune la sute de mii, milioane de români și prin internet la toți cei care vor să-L primească. Dar și noi trebuie să mergem de la punctul A la punctul B. Și noi trebuie să venim la biserică. Și noi trebuie să mergem la repetiții. Și noi trebuie să mergem la spital. Și noi trebuie să mergem să facem fapte bune. Râvna Evangheliei păcii, scutul credinței. Ăsta e cel mai ușor, I think. Nu chiar cel mai ușor. Yeah, just your hand through here and hold on. Yep, that's it. Scutul credinței care stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, adică asta te apără atunci când diavolul te atacă, prin credință te împotrivești, coiful mântuirii, not 100%, și sabia Duhului. Do you see anything? No, let's do this. Și sabia Duhului. Sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avea o astfel de imagine în mintea lui, nu a unui copil care în fața noastră, ci a unui soldat bine echipat care să meargă la război. Dar la război pentru Imperiul Roman. Și Pavel spune, așa trebuie să fie echipat din punct de vedere duhovnicesc un om ai lui Dumnezeu. Adevărul, neprihănirea, râvna Evangheliei, încălțămintea, credința, scutul, mântuirea, coiful și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Noi cu asta atacăm, cu cuvântul lui Dumnezeu, lupta noastră, arma noastră de atac e cuvântul lui Dumnezeu. Da, cu cuvintele atacăm ereziile, da, cu cuvintele mustrăm puterea întunericului, da, cu cuvintele vestim Evanghelia și mântuirea, da, prin cuvinte îndreptăm pe cei care sunt strâmbi, prin cuvinte arătăm calea adevărului. Yes, sabia Duhului e cuvântul. Astea toate se iau. Astea toate se iau. Există și trebuie luate. Domnul ni le dă. Le cerem și ni le dă. Ne echipează Domnul cu ele. Dar mai este încă una care nici nu putem reprezenta aici. Astea sunt șase, a șaptea, că Domnul folosește numărul perfect, desăvârșit. Mai este încă una, care nu se ia, care nu există, care trebuie făcută. Tu și eu, noi trebuie să o facem. Astea le luăm, există, Domnul ni le dă, dar una trebuie să o facem. Și știți că ceea ce facem noi ne îmbracă. Prin ceea ce facem, suntem îmbrăcați. Știți care e aia? Rugăciunea. Faceți rugăciuni. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot o armă a Duhului, tot felul de rugăciuni și cereri. Alea noi le facem. Rugăciunea nu ți se dă. Rugăciunea nu se dă. Rugăciunea se face. Credința se dă, adevărul se dă, neprihănirea se dă, râvna se dă, mântuirea se dă, sabia Duhului se dă, rugăciunea nu se dă, rugăciunea se face. Pentru rugăciune trebuie să transpiri, pentru rugăciune trebuie să stocești genunchii, pentru rugăciune trebuie să-ți faci timp, în rugăciune trebuie să plângi, trebuie să strigi, trebuie să chem numele Domnului. Și frați și surori, rugăciunea ne echipează. Prayer is what gives us this and this and this and this and this and this. Prayer is what equips us. Prayer is what we do and God gives us what we see. Câți oameni se mai roagă? De ce e slab omul din punct de vedere duhovnicesc? De ce e slab? Că nu se mai roagă. Rugăciunea e demodată, că e greu.
Ce-i mai ușor, să primești sau să faci? Doamne, dăm. Și Domnul îți dă. E mai ușor să capeți sau să faci? Să capeți e mai ușor. Frate, dăm. Sau lasă-mă că o să fac eu. De ce nu se mai roagă oamenii? Că e efort, fraților. E muncă. E obositor pentru trup. Îs plictisiți oamenii. E prea dulce viața, e prea bună. Să vină necaz, să vină foamete, să vină război. Să vedeți cum se umple casele de rugăciune cu oameni care vin și strigă către Dumnezeu. Nu știu dacă mai țineți minte, numai cred că prin 93-94, când a fost bomba aia din Oklahoma. Eu țin minte așa vivid, nu ziua, nu mai țin minte ziua, dar știu locul unde am observat și unde locuiam. Locuiam sud de Norton, pe Augusta. Trebuie să fi fost între anii 92-94, când a explodat o bombă uriașă la Oklahoma, într-un government building, și-au murit peste 200 și ceva de oameni, dacă nu mai mulți. Nu, n-am citit acum, dar acum îmi aduc aminte. Știți ce s-a întâmplat în America? A avut loc o trezire spirituală. Până și doamna Oprah și alții, toți de la televizor, îi chema pe oameni la rugăciune, spunea: oameni buni, să se îndure Dumnezeu de noi, să aibă Dumnezeu milă de noi. Mai ceva decât la 9-11, dar și la 9-11. De ce au nevoie oamenii de o catastrofă ca să se trezească? De ce trebuie să vină foamete, moarte, dezastru, război, ciumă? De ce trebuie să vină nenorocire ca oamenii să se trezească? De ce? Pentru că oamenii sunt slabi, le merge foarte bine. Și vremea asta și generația asta e foarte provocată în vremea actuală. Și nu mustru pe nimeni, pentru că văd ce se întâmplă în jur. Generația asta, toți suntem în pericol. Dacă noi nu ne apropiem de Dumnezeu, ca să fim îmbrăcați de Dumnezeu, cu echipamentul necesar pentru război, cum să biruiești? O să cazi la primul atac, la primul război. Thank you very much. Silas, you can take it and then you put it. Your father will help you, please. Thank you. Thank you very much, Silas. You didn't do much, but you did very good. Whatever you did very good. God bless you. În ultimul rând, ca să fiu plin de pace în mijlocul războiului, trebuie să înțeleg că pacea e doar cu Dumnezeu. Pacea e cu Dumnezeu. Și cu diavolul și firea și lumea e război. Războiul nu-i peste tot, pacea e cu Dumnezeu, Roman 5:1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu El avem pace și cu diavolul suntem în război. Cu firea pământească suntem în război. Cu lumea din afară care ne atacă cu ereziile și învățăturile ei și cu duhurile rele și cu învățăturile rele și cu puterile întunericului suntem în război. Versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept uneltirilor diavolului. Fiți treji și vegheați, în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și răgnește și caută pe cine să înghită. Cu leul, cu diavolul, n-avem pace, nu-i pace. Pacea e cu Dumnezeu, cu diavolul e război, cu puterea întunericului e război. Firea și lumea
Iacov 1 cu 14 la 15, și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a sămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată făptuit, ce aduce? Moartea. Vedeți, în fiecare zi ești ispitit. Fiecare zi suntem atacați. Când ai căzut, păcatul aduce cu sine o travă a morții. Păcatul, când a intrat în sufletul unui om, în inima unui om, în viața unui om, îl omoară, îl nenorocește, îl distruge, îl separă de Dumnezeu. Și trebuie să aibă loc o regenerare. 1 Ioan 2 cu 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Acolo-i lupta noastră. Cu Dumnezeu avem pace și liniște și mulțumim lui Dumnezeu că prin Hristos ne-am împăcat cu El. Dar aici suntem în război de dimineața și până seara. Când ai căzut ultima dată? Nu trebuie să ridici mâna, nu trebuie să spui public. Dar te întreb și să-ți răspunzi conștiinței tale în seara asta. When did you fall last time? Când ai căzut ultima dată? Și ai zis, mi-e rușine, Doamne, iar am căzut. Doamne, ce-i cu mine? Când ai căzut ultima dată? De câte ori ai căzut? Unde e punctul vulnerabil unde vine diavolul și îți dă târcoale? Că nu toți au aceleași puncte vulnerabile. Alții sunt mulți cu petrecerile, cu parties, cu distracții. Și vreau să spun, dacă umbli prea mult, la prea multe petreceri, la prea multe distracții, nu te înarmezi cu armătura Duhului, te înarmezi cu firea pământească și cu tot ce e în lume. Nu o să fii un credincios tare dacă toată ziua te ocupi de lucrurile firii. Ca să capeți putere, ca să capăt putere, trebuie să stau aproape de izvor, trebuie să stau aproape de Cel care dă putere ca să biruiesc păcatul și lumea și întunericul acestei lumi. Unde e punctul vulnerabil? De ce nu vrei să te înarmezi? Nu am întâlnit și nu cred că poate să existe un credincios puternic fără rugăciune, fără să se apropie de Dumnezeu în rugăciune. Și unii până și ora de rugăciune de la biserică o neglijează. Ascultați-mă, asta e o minciună a diavolului și o păcăleală a diavolului. Știți ce spun oamenii care nu vin la biserică la rugăciune? Ăia care vin la biserică zice, nu se roagă acasă, auzi? Ăia care vin la biserică la rugăciune nu se roagă acasă. Eu mă rog acasă, eu am camera mea, nu trebuie să vin la biserică la rugăciune. Oh, really? Și ai cumpărat minciuna asta? Și chiar o crezi? Nu crezi că ăia care iubesc rugăciunea vor să se roage mai mult? Și nu crezi că diavolul se teme de rugăciunea poporului și a bisericii? Dacă este un lucru de care se teme diavolul, de rugăciunea bisericii, fraților. Pentru că poporul lui Dumnezeu cu asta, asta e a șaptea armă, rugăciunea. Rugăciunea prin care vin toate celelalte binecuvântări. De ce nu vrei să te înarmezi? Acasă nu te rogi. Cât te rogi acasă? Marți-seara, de câte ori vii la biserică? De câte ori într-o lună vii marți-seara la rugăciune? De câte ori vii joi-seara la casa Domnului? Vii și dimineața și seara. Nu-i numai ora de rugăciune de la ora 9 dimineața, nu-i numai aia. Și slăviți să fie Domnul că nu-i numai aia. Aia e în plus. Dar îl binecuvântăm pe Dumnezeu ori de câte ori ne rugăm împreună, fraților. Poate că unii ar zice, iar mai cântăm și ne rugăm? Yes, yes. Să petrecem mai mult timp în rugăciune, da? În timpul unei rugăciuni a bisericii ar mai putea fi încă o formație, ar mai putea fi încă o cântare, yes. Și alea sunt bune la locul lor. Dar diavolul
atacă, nu atacă la cântări și la puncte în program, ci atacă la rugăciune. Și uitați-vă că de peste tot se elimină și se taie rugăciunea. Popor al lui Dumnezeu, cercetează-te să mă cercetezi. Nu poți să fii tare fără rugăciune. Și dacă ești slab, și dacă ai căzut și cazi, Domnul este Cel care dă viață. Dacă Domnul are putere să sufle peste oase moarte și oasele moarte să devină o armată, nu are Dumnezeu putere ca să sufle peste tine și să te întărească din slab cum ești? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și surori. Am predicat destul, aș vrea să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți mai slabi acum decât ați fost la început. Suntem mai slabi acum decât anul trecut. Cine se crede că e slab să se roage. Cine e tare să se roage și mai mult. Cine a căzut să se roage. Cine a fost ispitit și a căzut să se roage. Să le libereze Domnul, să-l scape și să biruiască. În numele Domnului Iisus. Ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Da, Dumnezeule mare și adevărat.